Băieții pun mereu întrebarea cum să vorbesc cu o fată, dar ce nu realizează cei care pun această întrebare este cât de important e rolul atingerilor și intimităților. Multor băieți le este frică sau rușine să atingă o fată, asta pentru că nu știu cum să o facă, dar e crucial să faci asta dacă vrei să creezi acea atracție dintre voi. Bineînțeles, poți trece la aceste atingeri sau chiar sărutări când fata te cunoaște, se simte confortabilă cu tine și când nu pare sau nu este jenată de aceste gesturi. Nu te duce pe stradă să atingi fete la întâmplare. Așa cum am zis, trebuie să se simtă oarecum confortabilă cu tine. De exemplu, la o întâlnire, ca să duci lucrurile la alt nivel, sau în relație, ca să păstrezi atracția, trebuie să știi unde să o atingi sau să o săruți. Așa că astăzi îți voi arăta unde, când și cum să atingi sau să săruți o fată ca să se îndrăgostească iremediabil de tine. Să-i dăm drumul. Haideți să începem prima dată cu locurile în care să atingi o fată. Sunt 4 la număr, după care terminăm cu locurile în care să săruți o fată, tot 4. Primul loc în care să atingi o fată este coapsa. Evident, poți face asta doar când stați jos. De exemplu, când vă aflați pe o bancă în parc sau când tu conduci și ea se află în dreapta. Ai văzut postările alea pe care le tot postează fetele pe Instagram când bărbatul ține o mână pe volan și o mână pe piciorul ei când se află în dreapta? E bine, ele cred că asta e drăguț. La fel și pe bancă în parc, dacă nu vrei să faci toată treaba aia din filme cu... Știi, să-i pui mâna așa pe după umăr, poți să-i pui mâna pe coapsă pentru că automat instinctul ei e să vină cu capul pe umărul tău. Al doilea loc în care să atingi o fată este pe talie. De exemplu, ești la o petrecere sau în club atunci când se deschid. Vezi o fată care îți place, vrei să te duci la ea să vorbești cu ea, însă muzica e tare. Bineînțeles, când muzica e tare, trebuie să vorbiți la ureche ca să vă auziți. Când te apleci să-i spui ceva la ureche, poți să-i pui mâna pe talie. Și atunci când dansați, știu, poate ești puțin amețit, se întâmplă. Ai instinctul să duci mâinile mai jos. E puțin riscant. S-ar putea să nu-i placă asta și să se ducă să danseze cu altul. Așa că mai bine play it safe. Ține mâinile pe talie, n-are ce să se întâmple așa. Altă situație în care poți să-i pui mâna pe talie este când mergeți pe stradă unul lângă altul. E mai bine așa de multe ori decât să mergi cu brațul pe umărul ei, pentru că brațul tău poate fi destul de greu, mai ales că faci sală și s-ar putea să o incomodeze asta. Însă dacă mergi cu brațul pe după talie, nu are ce să o incomodeze. Al treilea loc în care poți să o atingi este pe umăr. Hai să-ți dau un exemplu. Ești la o întâlnire, vă simțiți bine, râdeți și tu faci o glumă. După ce ai făcut gluma aceea, o atingi așa puțin, o împingi pe umăr. Știi, oamenii au ceva numit spațiu personal. Gândește-te la el ca un scut electric care te înconjoară. Și tu când ai acel scut, nu lași pe oricine să intre, doar pe cei cu care te simți bine. Tu gândește-te la acea atingere pe umăr ca un ciocănit în acel scut, ceva de genul, hei, mă lași și pe mine să intru? Be careful. Și îi arată ei că și ea are permisiunea să-ți invadeze spațiul personal dacă vrea. Ceea ce, bineînțeles, tu vrei să se întâmple cât mai repede. Al patrulea loc în care să atingi o fată este pe cap sau pe păr. Aici nu vorbim neapărat de atingeri, ci de mângâieri. Când vă uitați la un film sau când vă aflați într-o îmbrățișare, poți să o atingi așa ușor pe cap pentru că e relaxant pentru ea. Gândește-te la acest gest ca o mângâiere pe capul unui copil. Bănuiesc că și tu când erai mic îți plăcea să fii mângâiat pe cap. Cel puțin mie îmi plăcea. E un gest de tandrețe, de apropiere. Acum să trecem la partea mai interesantă și anume unde să săruți o fată sau o femeie. Primul loc este pe mână. Nu aici, ci aici. Există două situații total diferite când poți face asta. Prima situație este ca un gest de respect. Mi-aduc aminte când eram mic, eram la grădiniță, a venit taică-miu să mă ia acasă. Și când s-a întâlnit, mă rog, cu învățătoarea de acolo, i-a sărutat mâna. Învățătoarea fiind mai în vârstă, e un gest de respect și mi s-a părut foarte galant din partea tatălui meu să facă asta. Pentru că în vremurile noastre nimeni nu o prea mai face. Iar a doua situație când poți săruta mâna unei femei este când vrei să fii tandru, când vrei să faci un gest drăguț. De exemplu, stați amândoi pe o bancă, îi iei mâna așa ușor și o săruți. Nu ai face asta cu fete pentru care nu ai sentimente mai profunde. Deci, practic, acest gest îi arată ei că simți mai mult pentru ea. La fel este și cazul la al doilea loc unde să săruți o fată și anume... pe frunte. De exemplu, atunci când trebuie să plecați și sunteți într-o îmbrățișare, poți să-i dai și un pupic pe frunte. Practic, acest gest îi arată că o să-ți fie dor de ea. La fel, nu e un gest pe care să-l faci așa ușor cu oricine. E un gest pe care îl faci când chiar ai sentimente pentru cineva. Al treilea loc unde să săruți o fată este puțin mai incitant și anume pe lobul urechii. Știința din spatele
excitabilității lobului urechii este că se află foarte mult senzor tactil aici. Dacă te-ar săruta cineva pe cot, n-ai simțit mai nimic, pentru că aici nu sunt mulți senzori tactili. Însă pe ureche, wow, be careful. Și în final, al patrulea loc unde să săruți o fată este probabil cel mai sensibil, și anume pe gât. Noi oamenii avem tendința să ne păzim cât mai bine gâtul și asta vine din timpuri preistorice, când oamenii încă se luptau cu lei, cu tigri și alți prădători. De ce? Pentru că acei prădători atacau la gât ca să staie respirația și să te omoare. De asta când cineva vrea să ne gâdile, ne ascundem gâtul, pentru că e o parte sensibilă a corpului uman. Dar dacă o fată te lasă să o săruți pe gât, înseamnă că se simte confortabilă cu tine. Și la fel ca urechea, ăsta e un loc cu excitabilitate mare. Deci când săruți fetele acolo, ai grijă, s-ar putea să sară pe tine. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să le distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și să-mi dați un follow pe Instagram la EddieAdvice, aveți linkul în descriere. Și de asemenea, dacă te alături canalului, poți avea acces la grupul nostru de Discord numit Masa Sfaturilor, unde încercăm împreună să rezolvăm orice problemă personală pe care ai avea. Și acestea fiind spuse, eu am fost Edvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune E în reușită, nu rateu, pa, pa!